Direct în lumina soarelui, iar hainele sale, ne spun Sfinții Evangheliști, s-au făcut albe ca lumina. Să rețuim și acest amănunt terminologic, de obicei noi spunem alb ca zăpada, zăpada fiind albul desăvârșit pur. Și totuși zăpada este o materie, dar ni se spune s-au făcut albe ca lumina, în sensul că lumina nedescompusă în spectrul pe care noi îl cunoaștem este lumina albă, dar lumina este într-un fel imaterială, că nu se poate pipăi. De aceea, când mi se spune că hainele sale erau albe ca lumina, înseamnă că deja era ceva imaterial în ele, se transfiguraseră. Materia era pătrunsă de o lumină care o făcea mai puțin materie. De fapt, așa cum va fi trupul lui Iisus după învierea sa din morți, transfigurat, duhovnicesc, îndumnezeit, capabil să pătrundă prin materie, să intre într-o casă, ușile și ferestrele fiind închise și încuiate. Ei bine, pe lângă înfățișarea sa, ucenicii au mai văzut ceva. I-au identificat pe profeții Vechiului Testament, cei doi mari profeți, Moise și Ilie, care ședeau unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui Iisus, stând de vorbă cu el, ca niște vechi cunoscuți și prieteni. Și atunci cei trei ucenici s-au simțit așa de bine, au fost îmbăluiți de o imensă bucurie și o dignă sufletească, încât a zis Petru, Doamne, ce bine ne este să fim noi aici! O să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Adică nu le venea să mai plece de acolo, din singurătatea muntelui. Să se așeze acolo, să-și facă adăposturi pentru stăpânii lor, ei urmând să, ca niște servitori, să doarmă la ușa fiecărui colibe, făcând de pază stăpânului, într-o smerenie desăvârșită. Dar numai să nu plece de acolo. Dar mi se spune iarăși mai departe în Evanghelie că deodată cei trei apostoli au fost învăluiți de un nor luminos. Și aici va trebui să precizez cuvântul exact. Nu au fost învăluiți, ci au fost umbriți de un nor luminos. Este momentul să vă spun într-o paranteză, dacă vreți, de ordin exegetic, că acest cuvânt a umbrii are un sens cu totul special în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și Noul Testament. În sensul acesta, cuvântul a umbrii înseamnă Dumnezeu își exercită puterea și acțiunea asupra unei persoane sau asupra mai multor persoane. Mi se spune în Vechiul Testament că aripile hieruvimilor umbreau chivotul mărturiei, ele fiind deschise. Această umbrire era prezența lui Dumnezeu asupra chivotului. De asemenea, ne amintim exemplul cel mai pilduitor, mai grăitor din toată Sfânta Scriptură, atunci când Sfânta Fecioară Maria, la Buna Vestire, l-a întrebat pe înger, cum va fi aceasta ca eu să nasc fiu, de îndată ce nu știu de bărbat, la care îngerul a răspuns, Duhul Sfânt te va umbri, așa încât prin această umbrire Duhul Sfânt s-a pogorât în pântecele Fecioarei, ea zămislind astfel de la Duhul Sfânt. Și de asemenea știm din Faptele Apostolilor că după înălțarea Domnului la cer, Sfinții Apostoli mergeau la templu în fiecare zi să se roage, de obicei la aceeași oră, și că bolnavii îl așteptau pe Petru pe drum, pe marginea drumului, ca măcar umbra lui să treacă peste ei și ei să se simtă mai bine sau să se vindece. A trece umbra unui sfânt peste cineva.
Ei bine, așa trebuie să reținem acest nor luminos, rețineți, de obicei norul este umbră, este umbros, este întunecat. Este vorba de un nor luminos care participa și el la lumina lui Iisus și care i-a umbrit duhovnicește pe apostoli, învrednicindu-i de un har cu totul special. Harul de a fi văzut adevărata față a lui Iisus Hristos. El atunci nu ni se mai arăta ca un om umil, ca un smerit, ci într-o toată slava sa dumnezeiască. Aceasta era prefigurarea învierii lui, de care va vorbi imediat după aceea, dar era și prefigurarea adevăratului chip al lui Iisus Hristos, care venise printre noi oamenii sub chipul nostru smerit pentru ca să fie asemenea cu noi, să împărtășească ceea ce numim destinul nostru, să pătimească asemenea nouă și să moară asemenea nouă, să fie îngropat asemenea nouă, dar să învieze ca un Dumnezeu și să se întoarcă prin înălțare la Tatăl Său. În clipa în care norul luminos i-a umbrit, cei trei apostoli au auzit glasul Părintului Ceresc, rostindu-se din nor: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Vă amintiți, iubiții mei, se repetă cuvintele Tatălui pe care le spusese la botezul lui Iisus. De îndată ce acesta a ieșit din apă, când Sfântul Duh în chip de porumbel s-a pogorât peste creștetul său. Mărturia adeverirea Tatălui că El, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. După care totul s-a terminat, când ucenicii care despaimă spaimacia sacră, puternică, prezența lui Dumnezeu, cutremură ființa umană, s-au ridicat de la pământ, l-au văzut doar pe Iisus singur în înfățișarea Lui mai dinainte. Și coborând muntele, Iisus le-a spus, le-a poruncit să nu spună nimănui despre vedenia pe care o văzuseră până când El va învia din morți. Până atunci să păstreze taina. De aceea, momentul acesta și sărbătoarea de astăzi este una și unul din cele mai cutremurătoare pe care le avem în calendarul nostru creștin. Dar acum, iubiții mei, să pătrundem puțin mai la adânc. Când Mântuitorul Hristos a transfigurat în fața apostolilor, arătându-și dumnezeirea, este un lucru, să zicem, ușor de înțeles, limpede. Ne întrebăm însă de ce a fost nevoie ca de-a dreapta și la stânga sa apostolii să-i vadă pe cei doi profeți ai Vechiului Testament, Moise și Ilie. Cu foarte puțin înainte de acest moment, avusese loc un dialog între Iisus și învățăceii săi, la care el într-un fel i-a ispitit, i-a cercetat cu întrebarea: ce zice lumea, ce zic oamenii, că sunt, cine spun că sunt eu? Și apostolii au răspuns unul una, altul alta, ceea ce auziseră și ei de prin lume. Păi unii zic că ești Moise, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești un altul dintre profeți. La care Domnul i-a întrebat pe ei direct: bine, bine, asta zice lumea, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru, în numele tuturor celorlalți apostoli, a făcut extraordinara mărturisire: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Aceasta a fost întâia mărturisire clară a apostolilor despre dumnezeirea lui Iisus. Așadar, puțin mai târziu după aceea, când Iisus le s-a arătat la față, nu a fost altceva decât să adeverească mărturisirea credinței apostolilor rostită prin cel mai bătrân dintre ei, prin Petru. Cuvintele căpătau acum pecetea superbă, sublimă, supremă a lui Dumnezeu. Dar poate vă veți întreba, de ce oamenii din vremea lui Iisus credeau că El ar fi altcineva, că ar fi Moise sau Ilie? În vremea aceea, poate moștenit de la egipteni,
într-un fel sau mai atenuat, exista într-un fel credința în preexistența sufletelor, în migrația sufletului, în reîncarnare. Mai sunt încă și astăzi o seamă de teosofi, antroposofi, care mai cred în migrația sufletului și încarnare. Ei bine, în virtutea acestei credințe false, oamenii din popor credeau despre Iisus, care era un om extraordinar, fără îndoială, că ar fi într-un fel de, un fel de întrupare sau reîntrupare fie a lui Moise, fie a lui Ilie, fie a altuia dintre profeți. Atât de puternic era cuvântul lui și atât de minunate erau faptele pe care el le săvârșea. Și iată că Domnul li se arată ucenicilor împreună cu Moise și Ilie, pentru două motive. Întâi, să le demonstreze că toată această credință a reîncarnării era falsă, că el este altcineva decât Moise sau decât Ilie, iar pe de altă parte că el este mai mare decât Moise și decât Ilie. El ședea în mijloc, iar cei doi ședeau pe de margini, de-a dreapta și de-a stânga, ceea ce înseamnă superioritatea netă a lui Iisus Hristos, care era Dumnezeu, în timp ce Moise și Ilie nu poseseră decât profeți ai Dumnezeului celui viu. Dar să mergem puțin mai la adânc și să mai observăm ceva. Iubiții mei, în Vechiul Testament ni se spune despre doi că nu au fost îngropați. Enoch, care după moarte s-a dispărut pur și simplu, și despre profetul Ilie, despre care este cert că a fost răpit pe deasupra capetelor oamenilor ca spre cer și s-a făcut nevăzut. Despre Moise știm foarte sigur că a murit la marginea pustiei după 40 de ani de pribegie a poporului evreu, pentru că Dumnezeu, pentru un păcat al său pe care l-a săvârșit, i-a interzis să pună piciorul în pământul Canaanului, către care își condusese poporul. Ei bine, Moise a murit acolo, pe un munte, la marginea pustiei și înainte de a intra în Țara Sfântă, și ni se spune în Cartea Deuteronomului că nimeni niciodată nu i-a știut mormântul. Acolo a murit singur, iar mormântul său nu i s-a cunoscut și nu i se cunoaște nici astăzi, nici măcar printr-o simplă bănuială. În economia lui Dumnezeu ni se explică aceasta, el a fost cel mai mare profet al evreilor, iar evreii au fost foarte, foarte mult înclinați către idolatrizare și idolatrie. Și pentru ca Dumnezeu să-i scutească de acest păcat, de a face din profetul lor un idol și a-l identifica cu Dumnezeu, a preferat că nimeni să nu-i cunoască mormântul sau relicvele. Așadar, pe de altă parte, Ilie a fost răpit de la pământ și s-a făcut nevăzut în văzduh. Există într-un fel imaginea că Ilie ar fi fost ridicat la cer, ceea ce nu este deloc clar. În Vechiul Testament ni se spune, și mai cu seamă în versiunea grecească a Vechiului Testament, se spune că el a fost ridicat pe deasupra capetelor oamenilor ca și cum s-ar fi dus către cer, sau ca și cum ar fi fost înălțat către cer. Cele mai pertinente exigențe este că Dumnezeu l-a făcut nevăzut în văzduh și l-a dus într-un loc pe care nimeni nu l-a știut vreodată și nu știe nici astăzi. Și atunci, dragii mei, iată că Mântuitorul Hristos li se arată ucenicilor pe muntele Taborului, însoțit de doi oameni, de doi profeți, ale căror morminte ne sunt necunoscute. În timp ce mormântul său nu numai că a fost cunoscut, dar a fost gol, întâia mărturie a învierii lui. Să nu uităm că înainte de a se pronunța îngerul și oamenii asupra învierii Mântuitorului, mormântul gol a fost acela care a vorbit atunci când oamenii au văzut că Iisus nu mai este acolo și că înviase.
Așadar, pe de o parte, ca să repet, într-un fel școlărește, Domnul Iisus dorește să le spună ucenicilor și printr-înși nouă că El este altcineva, altă persoană decât Moise și Ilie, în al doilea rând că este mai mare decât Moise și Ilie și în al treilea rând că El, prin mormântul Său, este mărturia supremă chiar față de cei care nu au morminte. Și acum, iubiții mei, să mergem mai în profunzimea acestui moment pentru binele nostru sufletesc. Ni se spune că fața lui Iisus rălucea ca soarele și că hainele lui erau albe ca lumina. Întrebarea, de unde venea această lumină? Venea de undeva din exterior, venea cumva de la Dumnezeu Tatăl, era în acel moment trupul Iisus un corp care reflecta lumina care venea din altă parte? Nu, iubiții mei, lumina venea din propriul Său interior. El era Dumnezeu, Dumnezeu este lumină, până atunci lumina o ținuse ascunsă, învelită de carnea trupului Său, dar atunci îi dăduse voie să străbată trupul și să iasă la suprafață. Era lumina necreată dintr-un început al lui Dumnezeu. Dacă ne vom întoarce la începutul începutului, înainte de a se fi creat universul, Dumnezeu a dat o poruncă să fie lumină. Și ni se spune, a fost lumină, nu a zis să se facă lumină. Ei bine, aceasta nu era decât lumina care a țâșnit din ființa lui Dumnezeu și a inundat haosul, pentru că Dumnezeu Tatăl nu a vrut să creeze lumea în întuneric, în besmă, ci să o creeze în lumină, și anume în lumina Lui. Pentru că lumina de la soare a venit mai târziu, de-abia în ziua a patra creației. Atunci a așezat luminătorii cerului, soarele, luna și stelele. Dar atunci, înainte a fi creat orice în haos, El a poruncit să fie lumina care era lumina Sa. Ei bine, această lumină era și în Fiul care participa la actul creației. Lumina pe care apostolii cei trei o vedeau țâșnind din Iisus se numește în mistica răsăriteană lumina taborică, după numele taborului, muntele pe care s-a petrecut fenomenul. Ei bine, aceasta dovedește că ucenicii, chiar muritor fiind, în viață fiind purtător de trup, s-au îmbrănicit să vadă cu ochii lor creați lumina cea necreată care țâșnea din Iisus Hristos. De unde concluzia că omul duhovnicesc îmbunătățit în ființa lui lăuntrică este capabil să vadă această lumină. Veți fi auzit de prin literatura mai nouă sau mai veche despre isihasm, isihaști și practica isihastă. Nu vă voi vorbi astăzi despre acest fenomen extrem de interesant și îmi pare bine că tineretul nostru de astăzi, care se află firește în vacanță din Cluj, se interesează mai îndeaproape de acest fenomen. Este vorba de acea mișcare monahală din răsăritul Europei, din răsăritul ortodox, care printr-o asceză și printr-o practică ascetică foarte îndelungată, printr-o viață duhovnicească care urmează despătimirii, prin rugăciune și contemplație, au ajuns unii dintre aceștia, nu foarte mulți, dar au ajuns ca în momentele lor de extaz și de entaz să vadă lumina taborică, lumina cea necreată a lui Iisus Hristos. Nu pentru multă vreme, poate atâta secundele în care le-au văzut și cei trei ucenici ai Domnului. Dar ne spun mărturiile acestor sfinți că bucuria,
lor a fost atât de mare, încât era asemănătoare cu bucuria celor trei apostoli de a se găsi la oaltă cu Iisus cel străluminat și cu cei doi profeți, încât nu le venea să mai plece de acolo. Cel care revine dintr-un asemenea moment de extaz trăiește părerea de rău că acesta nu s-a prelungit la infinit până în moartea și dincolo de moartea lui. Dar nu vă întristați, iubiții mei, la gândul că nu sunteți și nu veți deveni sihaști. Nici eu nu am fost, nu sunt și nu cred că voi fi vreodată un sihast în puținătatea ființei mele umane. Dar până la urmă, prin mântuire, aceasta înțelegem ce este paradisul, raiul la care visăm și pe care ni-l dorim, decât părtășia noastră la lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Ființa în sine, lăundrică, intimă a lui Dumnezeu, nu ne va fi niciodată accesibilă, pentru că există această margine între creator și creatură, dar Dumnezeu revarsă din sine energiile necreate, așa cum le-a numit un mare sfânt părinte al bisericii răsăritene ortodoxe, energiile necreate care nu sunt altceva decât snopurile de lumină increată taborică ce țâșnesc prin ființa lui Dumnezeu și învăluie universul celor mântuiți. De aceea, iubiții mei, întrucât biserica noastră este anticamera împărăției lui Dumnezeu, ori de câte ori îl avem pe Iisus Hristos în mijlocul nostru și mai cu seamă prin Sfintele Taine și mai ales dintre ele prin Sfânta Cuminecătură, noi cel puțin o fracțiune de secundă trăim bucuria apostolilor de pe tabor, bucuria de a ne întâlni și de a fi scăldați sufletește în lumina cea necreată a lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos. De aceea, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare mare, plină de bucurie. Aș mai adăuga ceva. La noi în țară, toate schiturile care se găsesc pe vârfuri de munte sau pe înălțimi, poartă hramul Schimbare la față. Muntele acela a devenit un adevărat tabor, iar schitul, de obicei mic, cu câțiva călugări, cu fundație în rugăciune și în meditație, devine un moment al schimbării la față. Avem și noi în eparhia noastră mănăstirea de călugărițe de la Ilva Mare, unde este hram și unde astăzi l-am delegat pe preasfințitul episcop vicar Vasile Soveșanul să slujească împreună cu mare sobor de călugări, preoți și diaconi. Ei bine, în această perspectivă să căutăm ca și sufletul fiecăruia dintre noi să se înalțe și să devină el însuși un munte pe care Domnul să se transfigureze, pe care să se schimbe la față prin propria sa lumină. Și atunci, de îndată ce vom izbuti această biruință asupra puținătății noastre omenești, să știm că ne îndreptăm cu pași din ce ce mai siguri către împărăția lui Dumnezeu, care nu este altceva, repet, decât permanenta veșnică părtășie a noastră a oamenilor mântuiți la lumina cea neînsărată a lui Dumnezeu. Amin.